Geta Burla cu mama imperfectă, cum zice ea, și bărbatul vieții ei, Petru Haruță, sunt invitații mei de astăzi. Bună seara! Bună seara! Și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Tu ești a doua oară la mine, te-am așteptat și data trecută cu Petru, însă nu l-ai adus? Nu, a fost plecat la Tiraspol. Atunci, da. Tu ții minte? Uite ce memorie da. Bună ai! Nu, eu tu habar n-ai, am înțeles. Femeia asta nu a vrut să te aduc, eu am înțeles, ea te păstrează doar pentru ea, da? E și logic. Am vrut să-ți remarc culoarea părului nouă. Acum două zile te-am văzut brunetă, astăzi ești roșcată. Și eu acum două zile m-am văzut brunetă și deocamdată, la fel ca și cei de acasă, încă nu m-am obișnuit să mă văd în oglindă roșcată. Când s-a întâmplat? Când s-a întâmplat? Mi pare că ieri. Sau alaltă ieri. Da? Deci tu după acea petrecere în care ai fost încă brunetă, exact, ai venit a doua acasă zi, și... Aha. Am venit și am decis. Așa ți s-a făcut... Da, am zis că sau acum sau niciodată. O dispoziție roșcată, așa nu, brusc? Nu, nu, nu. Eu de mult sunt în suflet tare, tare roșcată. Nu șireată, nu șireată, deci, doar roșcată. Deci nu blondă, ci roșcată. Nu, deocamdată nu. Nu știu dacă am să devin cândva o femeie blondă, de ce nu? Fata mea, apropo, întotdeauna mă întreabă: mamă, de ce atâtea bancuri există despre blonde? Și ea fiind o blondă naturală, ok, nu așa ca tine, puțin mai da, un blond întunecat, dar cu niște ochi impecabili de albaștri. Eu zic: puiule, doar din cauza invidiei. Și ea zice: deci eu sunt blondă, e bine? Eu zic: e foarte bine. Și când mă întreabă cea mai preferată blondă a mea care este, eu zic: Elvira, fetița mea. Și cum se întâmplă, uite, aceste transformări bruște în capul unei femei? Se întâmplă neprevăzut. Deci așa tu te-ai trezit dimineața și ai zis că astăzi vreau să fiu roșcat. Nu, nu, nu. Dacă o să-mi aduc aminte cei de la L'Oréal, îmi pare că totuși după masă m-am trezit. Nu facem publicitate. Nu, 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 nu. După masă m-am trezit, am întrebat: are cineva timp din voi? Și au zis: hai că o să găsim pentru tine. Și să-ți spun drept, acasă m-am întors la jumătate la 1 noaptea, de asta cred că Petru crede că eu ieri m-am vopsit, deși m-am vopsit alaltă ieri. Deci a fost ieri. Da, pentru ieri, toată familia ieri, a fost ieri, pentru că ei s-au trezit dimineața și au zis: bună dimineața, mami! Uite așa, da, m-au întâlnit ce copii. Zici? Cum îți place geta? Brunetă, roșcată sau poate o facem blondă? Я скажу, что мне нравится все, что не делается, делается к лучшему. Я cred așa. Dar, mă rog, mie îmi place, nu contează ce culoare de păr are femeia. Contează, contează, pentru că o face mai frumoasă sau mai urâtă, o culoare sau alta. Nu cred, nu cred. Femeia însuși este o, как бы, она... Внутри должна быть красивой. То, что снаружи, не так уж и важно, на самом деле. Мне так кажется. Oh my God. Eu nici n-am știut. Știi, și eu tot mă strădui și mă strădui. Mi-a dat două porunci. Deci niciodată să nu te vopsești roșcată și niciodată să nu stai bretonul, uite așa. Bretonul tu îmi pare că deocamdată nu ai avut și nici roșcată am avut, ai avut. Și tocmai așa. Dar roșcată nu te-am văzut niciodată. Am fost și roșcată, tu însă scurt. Am avut eu o perioadă. Atunci nu ne cunoșteam, dar eram și așa. Și de atunci soțul meu a zis că aceste două porunci îți dau în tot ce privește stilul. Petru este mai neutru așa, îl văd, mai... te bolete cu nitralne, te da, spokojne, da, относишься ко всем конечно, экспериментам потом... джете. Ну, а вот иначе есть что-то, что тебе вот категорически вот неприемлемо было? Даже не знаю. Где-то человек очень импульсивный, и этого предвидеть этого невозможно. И мне кажется, все, что она делает, потому что ей кажется, что это правильно и хорошо. А тебе что кажется? Это ведь тоже важно. Ты понимаешь, в чем дело? Когда человек, который рядом с тобой, хорошо, и тебе хорошо. Это ты очень так думаешь? Иногда конечно. Это хорошо, бывает кому-то плохо. Ну, по-разному. По-разному, конечно же. Ты очень спокойный. Deci, tu mă înțelegi că atunci când eu spun că am avut un mare noroc, eu chiar am avut un mare noroc că l-am întâlnit pe Petru, pentru că el mi-e permite să-mi fac de cap în limitele exact, totuși, și da? Să fiu imprevizibilă, îmi permite și cred că de asta eu... Niciodată n-am să... Te rog să stai mai aproape mai de aproape? El. Nu știu cum stați foarte departe. Nu, noi suntem foarte aproape în casă. Chiar vă vreau mai aproape. Deci niciodată cred că n-am să permit să se întâmple el să plece din familia noastră. Pentru că n-am să am, cred că, a doua șansă atât de bună.
niciodată. Chiar ai zis într-un interviu că el este, nu degeaba am citit și în intro, bărbatul ideal din viața ta. Așa ai scris, așa da, ai deci, răspuns nu într-un înseamnă interviu. Că el este un om ideal. Nici nu știu de prisus. Nu, am zis de bărbatul cresc ideal. Aripile, știi? Ai citit acel interviu, ți-au crescut odată deja urechile. Deci acum el nu este un om ideal, el absolut nu este ideal, să știi. Am zis bărbatul dar ideal am zis din viața că pentru ta. Mine, dar pentru mine este o persoană absolut cu care mă simt foarte bine. Hai să-i cad aripile, ce este neideal în Eu Pietru? Eu cred că ceea ce este neideal rămâne cu ușa încuiată la noi în casă. În rest, toate lucrurile și ele sunt foarte multe, sunt tare bune. Cum se împacă un vărsător și o leoaică? El Eu este zic foarte așa, flegmatic, da. Chiar azi îl întrebam înainte de a intra în studio. El e foarte cuminte, foarte așezat, exact, rezervat în emoții, cumpătat. Nu, el nu este întotdeauna rezervat în emoții, crede-mă. Dar eu zic așa, el, atunci când eu mă aprind și ard, el îmi toarnă apă la rădăcini ca să mă liniștesc. Așa, și invers cum se întâmplă? Mai rar se întâmplă el să ardă. Tu îi dai foc? Nu știu. Toate lucrurile decurg de la sine atât de firesc și nu-mi pun niciodată aceste întrebări. La fel, într-un interviu, ziceai că acel Eurovision de la Belgrad, prin care ați trecut amândoi, pentru mine a fost cea mai frumoasă piesă a Moldovei la Eurovision și o spun și acum, dar a fost un insucces pe care l-au crezut mulți. Am înțeles că și tu l-ai luat așa, la moment. Și ai zis că dacă nu era Petru, poate nu treceai atât de ușor prin acea experiență. Ce ți-a făcut el? Petru, ce ai făcut fetei? Ca să treacă, să se liniștească? Nu, nu a făcut nimic. Pentru că îmi dau seama că e foarte greu de turnat apă la rădăcina getei. Da, pentru că dacă e crede că ceva nu este corect, foarte complicat pe dânsă să o... Convingi că de fapt lucrurile stau mult mai simplu, da? Dar totuși spate. Crede-mă că spate. Tu? Eu nu țin minte pe ce am spus, dar a fost o perioadă foarte complicată, au fost foarte multe chestii care noi trebuie să facem. Ba una nu se prinde, ba aceea, ceva se primie, ceva se primie mai puțin. Dar a fost o perioadă foarte încărcată. Încărcată și emoțional, încărcată și fizic, și adică emisiuni, interviuri. Și atunci i-am spus, Geta, lasă telefonul pentru că telefonul arde deja nu, adică foarte complicat era. Eu, din păcate, n-am fost în țară, o lună de zile am stat în Antena, în Grecia, am lucrat și când am venit, am văzut că femeia asta e distrusă de complet, pentru că... Păi stai puțin, că atunci la Eurovision ați fost împreună. Da, dar după eu... După asta ai lăsat-o și ai plecat. Dar ceva timp Petru a avut un contract cu... A plecat imediat la Antena. Din Sankt Petersburg, Și ai lăsat-o, uite așa? N-avem... Nu, eu nu eram așa când el a plecat, eu așa eram când el a revenit. Încă nu, asta a fost perioada, numai noi am câștigat în Moldova aici, Eurovisionul, și eu am plecat, două sau trei zile, nu mai țin minte. Și numai atunci s-a început toată chestia asta, toată ajatajul ăsta care s-a format. Și când eu am venit, eu am văzut altă femeie, complet distrusă, nervoasă, da. Și a fost foarte greu să revin și după ce când noi am plecat în Belgrad, acolo chiar au fost tot niște momente cam... Păi eu de fapt de Belgrad vorbesc, pentru că aici era totul ok. Ok, dar totuși eu spun că a fost o perioadă foarte încărcată de niște chestii. De emoții. Da, tu ți-aduci aminte de asta încă? Ți-aduci aminte, da, cu siguranță. Da, dar deja eu am trecut peste asta, au trecut ceva ani și, într-adevăr, Petru m-a ajutat atunci la moment, cred că cu calmitatea pe care el o are și cu cum se cădenea și cu, nu știu, cu sufletul lui mare, că o pune caldă și cu exact expresia asta, toate lucrurile care se fac numai înspre bine și mâine va fi o altă zi. Tot ce nu se întâmplă în viața mea și îmi ard paia în cap, zic, noi ardem, e o nebunie și eu spune, liniștește-te, mâine o să fie altă zi și o să fie altă lume și alt soare. Și cu filozofia asta noi mergem mai departe și, nu știu, este benefic pentru psihica mea și pentru sufletul meu. De unde l-ai găsit așa de ideal? Acolo nu mai sunt. Hai zi, poate mai se mai găsește unul, poate mai rămas unul. Am zis că nu este absolut ideal. Nu este ideal. Este bărbatul ideal din viața ta. Dar este ideal pentru mine, exact. Așa, am zis. Cum nu știu, el mai are prieteni buni. Da?
Da, bun? Sigur, sigur, sigur. La fel de calm și de cuminți? Nu, depinde, depinde, depinde. Și neînsurați? Tot depinde. Dar sunt și neînsurați vreo câțiva. Prietenele mele, da, cele care eu, sunt nemăritate. Eu îți recomand să faci o listă lui Petru. Da. Mă întreabă de unde să găsească, zic, Petru are prieteni, eu am să vă fac cunoștință. Am să-l rog să vă facă cunoștință. Voi cum v-ați făcut cunoștință? Unul noi ne cunoaștem cam de mult de la facultate, dar eram doar ca și colegi de lucru, colegi de facultate și... Deja după divorț, deja având doi copii, noi ne-am revăzut, cred că am făcut cunoștință încă o dată și încet, încet, de la repetiție la repetiție, eu vorbesc de muzică. Cum se întâmplă asta? Cum, femeia, nu știu cum simte că, uite, un bărbat o place. A. La bărbații aceeași intuiție? Intuiți voi că, uite, o femeie îți place? Sunt niște semne? E ceva? Când ai înțeles că Geta nu se uită pur și simplu ca la un coleg la tine? Când am înțeles. Sau tu ai făcut o primul pas? O întrebare foarte, foarte complicată. Pentru că noi am început să colaborăm mai des vreo 7-8 ani în urmă. Da, vreo 7 ani în urmă. Da. Exact după divorțul tău, da? Ceva mai târziu. Da. Da. Da? Da. Cine a făcut primul pas? Nu știu. Nu se minte. Te-a chemat el la o cafea? Ți-a făcut nu, l-am chemat eu la repetiție. Tu l-ai și dacă pot să spun că asta era primul pas, dar era un prim pas pentru o colaborare, pentru că atunci eu chiar nu credeam că o să fim cândva un cuplu. Și el era încălțat în niște papuci roșii și eu la fel. Și eu... Apropo, Petru are o încălțăminte foarte... Întotdeauna, da. Deosebită. Și eu la fel. Chiar vreau să-i arătați ghetele. Cred că asta e ghetele. Un semn și am zis în gura mare, uite, asta e un semn bun și tu închete roșii și eu închete roșii. Unde le găsești? Că așa ceva nu se găsește în orice magazin. Am găsit într-un... Nu. Am găsit într-un magazin. Da? Dar astea mai mult de lucru. Mai așa, mult de artist. Lucru, da, știu artist, că plecați după ce ieșiți de la mine din studio, fiecare cu treaba lui. Da. Geta la un proiect așa, tu la un concert cu Gândul Mâței, da? Da. Uh-huh. Astăzi. Și vă simțiți bine? Câți ani aveți împreună deja? 7? 2007. Sfârșitul 2006. N-ați jucat o nuntă? Nu. V-ați gândit vreodată la asta? Sigur, Geta s-a gândit la asta și a vrut să facă nuntă pe data de 31 decembrie într-un an. Vreo 3 ani în urmă, nu mai țin minte. Pe 31 precis. Decembrie, exact. Da, rău. Și nu știu de ce așa s-a întâmplat, că acolo trebuie să treacă o perioadă de timp, că dai cerere, bla bla bla, acolo trebuie să... Birocrație. Da. Și... cam nu s-a prinit. Nu, pentru că termenul deja era trecut, deci mai rămăsesem, pare și că... Și noi ne-am dovedit să facem. O săptămână până la 30. A, deci tu te-ai trezit pe 25 decembrie și ai zis, hai să ne luăm. Eu zic, hai facem, de ce nu? Nu e problemă. Să ne mărităm, hai să facem pe 31 decembrie. Și n-a mers. Și de atunci... Eu îl întreb așa, mai mult în glumă. Mai ei? Tu când odată ești tensori, măi băiete. Asta e. Dar, nu știu, totuși foarte tare contează ce e în sufletul omului și în casa lui, decât în pașaport. Corect, foarte corect. Nu știu. Cum foarte corect? Eu trebuie să spun așa. Dar tu mai vrei să fii mireasă? Îți mai pui odată Da, dar cred eu când, cel puțin eu acum așa mi-închipui, când o să fie vreo 15 sau 25 de ani de... Vrei, eu cauți un jubileu, exact, un aniversar. Exact, da, pentru că acum ce nu s-ar întâmpla a fi un lucru banal. Deja avem 7 ani trăiți împreună și chiar nu văd absolut niciun motiv să facem tadam și să facem o petrecere într-o sală de nunți în Chișinău. Dar cum ți-ai văzut tu nunta ta pe 31 decembrie? Cum ar fi doar fost ea? Doar cu prietenii, așa, ca o... Să ieșiți la un bar? Nu știu. Deci prima era întrebare, cel puțin să avem un act de căsătorie. Și apoi dacă ne accepta, eu cred că avem să inventăm noi cum să facem acea nuntă. Acum nu mai vreau, zic, dacă o să fim împreună încă 25 de ani, nu, stai, încă 18? Mhm.
Da, după 18 ani. Pentru că tu ai mai trecut prin asemenea experiență. Geta e o femeie cu experiență. Și eu sunt bărbat cu experiență. Și tu ești okay. Bărbat cu experiență. Sigur. Și îți mai dorești? De obicei bărbații nici pentru prima oară nu prea vor. Dar nu știu, nimai pentru mine asta nu este un pas, nu știu, așa, știi cum, ceva, știi? Asta e un fel de te-ai dus, ai făcut, ți-a pus o ștambil în pășapor și atât. Asta nu contează pentru mine nimic. Totuși, ce ai în suflet? Mai mult cred da, că contează pentru părinții noștri și pentru mama posibil, lui și pentru mama mea. Da. Părinții, mai mult ei oameni de modă veche, exact. De tradiții. Mai mult ne întreabă când totuși o să se întâmple. Dar copiii ce spun? Ce spune Elvira cu Sebastian? Copiii tot vor să joace la muntă, sincer. Da? Da, cum îți spun ei ție? Pietru. Petru. Tata Petru. Tata Petru, da? Au ajuns și acolo? Așa, da. Te-au primit din prima? Of, când eu cum ai intrat în casa lor? Intrat în casă, Sebastian era mic încă. Mic, cât de mic? Nici acum nu e foarte mare. Doi, trei, da, aproape trei ani. Deci, practic, el într-o zi m-a întrebat, mama, dar Petru când a venit? Eu eram sau eu încă nu eram? Deci el se ține minte toată viața lui cu Petru. Da, el se ține minte cu Petru, exact. El știe că există tatălui nativ, dar el îl ține minte în casă pe Petru. Și cum a fost Petru? Ți-a fost frică, probabil? Știi cum, cu o femeie te înțelegi, cu copiii e mai greu. Eu nu cred, eu mă înțeleg foarte bine. Eu nu sunt, adică, mi-mi pare că nu m-am înțeles deodată și nu a fost ceva probleme de comunicare și mai departe, adică... Ai venit cu bomboane, cu daruri ca să-i cumperi? Nu, pur și simplu a venit și am început să comunicăm foarte light, fără nicio fel de intenție și să-i, nu știu. Elvira a fost mai mărișoară, câți ani avea? Ea nu a întrebat, nenea, dar tu cine ești? Nu, eu n-am întrebat. Ce cauți la mine? Cred că a întrebat pe mama, nu știu, poate pe mine nu a întrebat, poate a întrebat pe mama. Elvira tot m-a întrebat, dar ce o să zică copiii de la grădiniță? Pentru că ei au doar câte un tată, dar noi cum? Deci cum ar fi asta? Bogați, da. Zic, păi, noi am avut un mare noroc, toți au câte unul, noi un tată. Nu știu, lucrurile au decurs din nou foarte firesc și noi foarte mult ieșeam împreună. Noi plecam la patinoar, noi plecam la tot felul de terase pentru copii, amenajate pentru copii, noi plecam împreună la film. Dar cum l-ai prezentat tu, uite, pentru prima oară? E eu nu mai țin minte. E, știi cum? E cum să-l prezinți părinților, nu? Îmi imaginez că exact, să-l prezinți cred copiilor că da. E și mai greu. Nu țin minte, eu sincer nu țin minte. Nu țin minte absolut. Dar uite, tu m-ai pus pe gânduri, cred că eu am să vorbesc cu el vremei. Chiar mi-ar fi interesant dacă mai ține aminte cum a apărut el în familia noastră. Cu siguranță că da. Eu tot cred. Dar eu acum nu țin minte absolut. Ca să le explic ceva, să le dau o dare de seamă. Nu țin minte, sincer. Până la urmă, ce le faci tu lor? Uite, copii frumoși, deștepți, muzică, instrumente, note 10 pe linie, ce le faci tu? Oamenii zic că îi torturez, că îi... nu știu ce îi faci. Eu cred că da, cred că uneori îi torturez, dar eu am zis că dacă eu sunt o mamă nu prea bună, eu îmi cer iertare. Dar se vede că ești bună, pentru că uite ce copii cresc. Știi, eu cred că totuși, am să mă mai repet, am avut un mare noroc de așa copii. Cred că am avut un mare noroc. Pentru că ei își fac singuri temele, unii din ei nu prea bine, dar noi ne străduim să creștem și să mergem înainte, vorbesc de Sebi, dar în linii generale chiar sunt niște copii buni, să le dea Dumnezeu sănătate, nu știu, cred că am avut un mare, mare noroc. Deci nu le faci nimic? Care e secretul? Petru, poate tu până Petru Geta nu e secret. Nu sunt eu acasă. Pur și simplu, mie îmi pare că copiii deja, adică generația asta care crește acum, sunt foarte, ani ucim samostoiatelne. Așa. Mie îmi pare că copiii care acum cresc, ele ani ucim înțeleagă от нашего поколения, от поколения наших родителей. То есть, они растут, они по-другому, у них другие вопросы совершенно, более взрослые. То есть, они уже в свои годы, 10-9 лет, они уже самостоятельные личности. Которые уже делают и решают сами, делают какие-то выводы, анализируют ситуацию. То есть, мне кажется, что так. Они, когда вот нужно сделать уроки, они идут к тебе или идут к детям, допустим? Математика, да? Алгебры у них, наверное, еще нет, рановато, да?
Нет, по-разному. Они идут и ко мне. Кто дома, к тому они, конечно, и подходят. Потому что мы работаем по вечерам очень часто, и поэтому... Поэтому некому идти просто. Некому идти, да. Asta ei sunt nevoiți să fie atât de sine stătători. Asta e. Și buni. Buni pentru ei, în primul rând. Da, da. Sigur că se întâmplă deseori și prietenii mei, colegii mei sunt martori, să facem temele prin telefon. Se întâmplă să scriem compuneri prin telefon, se întâmplă să învățăm poezii sau să le recităm prin telefon. Cum, în pauze, la concert? Sau cum se întâmplă? Depinde. Depinde unde mă aflu în acel moment. Da. Și ei rămân singuri? Prin internet, prin Skype. Voi doi aici. Acum erau la școala muzicală, acum cred că s-au reîntors acasă. Singurei? Și eu cred că acum a venit și Bona, pentru că uneori noi chemăm Bona, da. Totuși să stea cu ei. Da, totuși da, noi avem Bona de, cred că deja de 9 ani de zile. Nu e permanent, dar... Vine să vă ajute exact, atunci când e exact, nevoie. Exact, da. Pentru că se întâmplă noi să plecăm și atunci când plecăm noi chiar nu-i putem lăsa singuri, atunci ea vine și stă cu ei chiar zile împrejur, dar acum când deja sunt mai mari și se descurcă și eu vreau să se descurce singuri și prin casă și prin și cu școala, nu prea mult timp, pentru că e cam periculos și oricum sunt copii, nu prea mult timp să-i lăsăm singuri și când nu suntem noi acasă, între timp vine și Bona. În toată această poveste frumoasă și în componența voastră mai este loc pentru cineva? Micuț? Cred că da și, nu știu, hai să așteptăm să vadă ce ne aduce timpul. Noi vrem. Noi deci nu suntem împotriva. Tu dorești un copil de la Geta? Desigur, desigur. Fată, băiat? Noi lucrăm asupra asta. Da. Cred că okay. Îmi place răspunsul ăsta. Eu vă mulțumesc, dragii mei, că ați fost sinceri astăzi și am găsit și un subiect frumos de discutat. Copiii și succesele lor sunt un subiect care merită. Eu vreau tuturor să le doresc, tuturor părinților, să se bucure de copiilor. Și să se mândrească și să le... Da, da, dar totuși, cel mai important lucru, să aibă sănătate copiii tuturor, să aibă mult noroc, asta zic. Și, nu știu, notele de 10? Să fie, dar totuși sănătate și mult noroc. Da. Și multă bucurie de la copii, că până la urmă exact. Asta contează.